Este clar că între Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghe Camp nu mai există cale de întoarcere și tot ce își dorește acum impresara este ca ei doi să se înțeleagă amiabil de dragul copiilor. Ana Maria a recunoscut că își dorește foarte mult o comunicare cu Laurențiu de dragul familiei și din partea ei a făcut tot ce a putut pentru a se întâmpla acest lucru. Ana Maria Prodan, mesaj pentru Reghe înainte de a părăsi România. Noi am încercat foarte tare și dumneavoastră ați văzut că mult timp am vorbit la superlativ și chiar și în fața probelor găseam foarte multe explicații, tocmai din respect pentru soțul meu și din respect pentru familia și copiii mei. Fiecare doarme așa cum își așterne. Nu știm, probabil nu o să aflăm niciodată motivele pentru care a făcut aceste greșeli uluitoare. Sper să-i fie foarte bine. Îmi doresc și ne rugăm pentru el să-i fie foarte bine, a declarat Ana Maria Prodan. Dan se îndrepta spre aeroportul internațional Henri Coandă, însă din mașină, sexy impresara s-a înregistrat când fredona melodia lui Sharp Strong Enough, postând-o imediat pe contul său de socializare, moment în care au și apărut reacțiile celor care au fost alături de ea în aceste momente dificile. Fiica ei cea mare, vedete precum Nelly Năstase, Adina Buzatu sau Mișa și-au exprimat susținerea față de impresară.